Și și m-a luat în jumătate. În 66 ai primit lotul ăsta? Da, da, da. Și cât era suprafața? 40 metri la vale. Așa? 40. Și au zis că e prea mult sau de ce ți-au luat jumate? Așa i-a vrut, așa au făcut. Primăria, dar ce nu aveai proprie? Da, primăria, hajainu. Dar și hozean, că mă t-ai primit de la primărie. Da, da. Și nu erai proprietară mă ta la pământul și ala? Cum nu era? Și bărbatul, noi amândoi, în 66. Și dar cum ți-o luat? Dacă erai mă ta proprietară? Ia că așa oameni. Ia că o pus, ia că 10-20. O pus gard? Sau da, ce-o pus? Mi-am pus 24 de metri. Uh-huh. Am rămas. Din 40 am rămas cu 24. A, din partea și ei ți-o luat jumătate? Și-o făcut casa asta nouă și-o sau cum? Casa aia asta, da, e acolo. Da, ieșe de la vale tot așa o luat. Și ți-o tăie din ambele părți, da? Ha? Și din două părți o tăie, s-o rămas numai o leacă sau cât? Da, nu, s-o măsurat 33 la drum. Dar 40 nu am plătit. 38 de ani am plătit pământ. Dar n-aveai titlul de proprietate? Atunci nu erau. Nu erau. Că era Uniunea Sovietică. Da. Și în jumătate, când noi am nici ne străim, la jumătate era un par pus, în drept cu părete. Era. Când noi până ne-am străit, până am venit, a dispărut tot și aici ne-a pus. Aici ne-a pus. Și amu cât ai încolo? Până la râpă, da? Până la râpă, dar noi ne-am dus. Dar pai destul pământ, nu? Este destul. Nu, aici e buflucul. Dar mă, ta nu plătești pământul și ala, cum îl plătesc ei, nu? Îl plătesc ei după... Că ei sunt proprietari. Și dar care e problema? Ai mai puțin pământ, plătești mai puțin și ai și să faci pământ... Eu n-am, ia că uite, vezi unii... Ai și să faci cu atâta pământ? Nu, ea nu trebuie, eu i-am spus primarul că eu îi dau de urmă, de metri mei care i-am primit la vale. Și n-am bucluc să vine în ograda mea și îmi lucrează pământ. Are sărai la vale, are canalizație, dar eu n-am nic. Eu sunt bomj. Cum ești bomj? Ia, uite, ai și pământ, ai și casă. Da, eu am nespalat, iată așa, mai în scurt. Dar de ce nu te speli? Și n-ai apă pe aproape, n-ai robinet? Mă spăl într-un tas cu două cani de apă și asta n-am în universal. N-are canalizare, ba, n-are canalizare. Dar satul n-are canalizare, nu? Este, cum nu? Dar la mata de ce nu trage? Dar unii se trag eu canalizația, unii se dă drumul. Dar se ducă acolo la sistemul de canalizare, nu are stații de purare. Eu de alt canalizare. Eu departe n-am dreptul. Eu n-am unii în față, un vice mai departe. Eu cu blucul mă văd că am spălat, vine și mă controlează sub gard. Nu se duce apa la dânsa. Dar păi drept, că e pământul ei, da, mă-i pasă, da. Da, Oleg, dar păi 3.000 de euro sot, că eu luat... 38 de ani... Dacă nu era proprietar, ce să fac? Era statul. Și de ce statul care are prea mult? Să de aici la alții, nu? Să mulțește lumea. Cât populat era în Ciorescu? Atunci cât i-amu? Ce? Oameni în sat. Erau atunci mai puțini ca amu. Feți vor să trăiască în sat. Oameni așa și-au fost. Mă, ta crezi că te-au furat sau cum se întâmplă? Ca nișnă, că mi-au furat. Și de ce n-ai dat în judecată? Nu te-ai scris la poliție? 10 ani am mers judecată, câte ori primari au venit și degeaba. Se uite la mine ca la lampa de la stâlp și atâta-i tot. Și eu de ce sunt instanțele? Ia că am rezultatele care am judecat, au mers 10 ani de zile, nepotul primari, nepotul advocat. Și nu am dus până la urmă, că nu trebuie să dăm la cedul, s-a terminat, s-a închis și s-a mântuit. Dă să vezi decizie de judecat. Nu, sunt multe cele, dar este care răspunsul primarului, nu, eu le am. Hai, ia măcar ceva. Da, da, e că le afirmale. Și la drum care e problema? Care e problema? Ia că ne-a făcut drumul. Ne-a făcut drumul frumos, bine. Dar păi bun, am văzut că sunt unele străzi că nu s-a asfaltate, dar asta e bună. Da, și bun a fost și bun și este. Ia că și dambă ne-a făcut. Și? Și? Nu a spus-o eu. Ca să nu-ți vină apa în casă, mamă, nu? Te protejează, că drumul ăsta se inundă, nu se împli cu apa aici când plouă. Se duce de vale, de atâta și noi am plătit 3.000 de ruble la drum. S-au pus bărdiuri și... Ca să nu-ți inunde casa, beșul ceva. Se ducă încolo. Au să duci, dar am bas acum. Dar și de aici o scos pământ și o împins încolo. De aici nu a rupt și truba de apă, nu a rupt tot eu am dat trube și din nou pus, au făcut o unită înapoi. Mi-a făcut damba asta și am spus primarul, eu o de aici, damba asta. Păi pui floreșelii frumos, da, ca da, aici îți faci un mic trecere, un trotuar. Eu nu pot intra în obradă cu mic, dau 300 de rubli până aduc lemne. Dar și vrei să intri cu mașină, ca vrei la poarta aceea, acolo, și acolo îți faci acces cumva, o poartă sau... Toată damba asta trebuie luată. Toată damba trebuie luată. Dacă să iei, mamă, risc să-ți inundi grădina, nu? Nu, eu n-am nevoie de damba asta. Nu te poți să vin, plătesc la oameni de nedoșim o gradă. Și cărbune și lemne, dar pe ce e asta? Eu și cred că trebuie să... Eu,
Așa au zis primarul. Da, și am eu răspuns. Aici este actualul, scripnic. Da, da. Așa și eu dam basta. Primii i-am dat la drum. Da, și pământul matale nu-i până aici, până la bordură. Aici e teren public, matale, nici n-ai voie să intervin pe teren public. Ei trebuie să facă drum de acces. Nu, ia, dar ei ți-au făcut un deal de acces. Când o săpat aici, au dat cernă partea și așa, trebuie să o iei. De acord. Să facă, eu pot cosi, să pot și regulat, așa e acum a fost. Sunt acolo pătăleți, așa pușcă. Da, damba asta cui trebuie? Ha? Dacă ai ce coare de... Da, 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 da. Aveți mă dat dacă graiește la medicină, drept de la mătaj să vă... Da, păi și ea nu-s ca mine. Și ea nu-s ca mine. A, vecinii mă tale e drept, o ferit. Și nu-s să dau casa la primărie și atunci se regulează cu tăte. Da, el ar vrea o leacă de pământ și casă, da? Da, și dau casa la primărie și atunci se rezolvă cu pământul, cu gardul, cu copaci și cu damba din drum. Toate patru. El ar vrea să o privatizeze sau și planul. Da, el mai mult îi privatizează, cred că. Da. Ia că uitați. Delicat primar, dar ce-l mai votați? Eu al votez? Majoritatea din sat. Păi, și care centru a făcut? Uitați-vă și ei și apiu cum. Nici nu poți cosi, nici nu poți regula ca lumea. Aici sunt tone bune de pământ. Nu lăsat cojim pe băcat. Când am făcut gardul, dar bărbatul mi-a zis, la primărie, nu știu cum s-au dus el, și-au zis că... Da, să mă dau cu un metru mai în drum, că de acolo ea, zice, uh-huh. Rămâne, că e mult. Deci, zice, n-ai drept un metru de la gard. Și acum a fost, așa l-am pus alea ca ăștia. Și aici și ți-a făcut dealul ăsta. Și eu mi-a făcut damba asta și iată așa. Așa, singur, știi, iată așa, când mi-aduc ceva, eu trebuie să merg și ce ești, ia, ia câte. E clar. Revoltător. Da. Hai să protestăm la primărie. În zi de lucru. Protestăm la primărie. Da, așa, că știi și încă am cerut la urmă să-mi aduc, deci, doamna Maria, să-mi aduc în arhivii. Că eu dam tot, am aflat, sunt bărbat, când se duce, răcneau la dânsul și cu răcnitul rămâne și el se întoșe și când el nu era nebun la cap. Și pentru judecată nu i-a dat nici o hârțoagă care o trebuie să-i dea din primărie, nu i-a dat nică. Eu m-am dus și aha, că am aflat la dânsă. Și am zis, doamna Maria, dați-mi să mă aduc în arhiv. În arhiv eu singur și am să ne aduc pentru pământul. Eu care l-am primit. Când am început să strige, cheamă poliția să mă aresteze. Primarul sau cine strigă? Arhitectora. Uh-huh. Da, doamna Maria. Să mă aduc. Înși an, înși lună, pe dată și numărul la documentul și ăla. Tot de la dânsă am aflat. Și numărul, aici este patru, documentul, numărul la document. Și când am început să strige, eu cheam poliția! N-am șezut, cheam poliția să mă, că eu o bat la cap de o bucată de o oară pe dânsă. Dar dacă nu-ți dă documentul sau numărul de care ai nevoie? Dar eu n-am șezut 10 minute de tot în primărie. Dar era când e cu o bucată de ceas. O bucată de ceas și o bat la cap. Poate aveai ceva de ascuns. Nu știu ce aveau, dar că eu de-o bucată și am ieșit și eu n-am șezut, 10 minute n-am șezut în primărie atunci. Iată așa. Înțeles. Și iată așa, dar damba să vii și mie aici, să facă regul cu pământul. Sunt de așa și am primit. Mă tem cu pământul, dar nu mai poți face nică dacă zici că ai pierdut și judecățele, dar mai gata, ies de-o grijă. Deci, dacă ai pierdut judecățele. A, pentru că s-au dus, dat bani și nu încheie judecată. Nu știi, presupui, nu știi dacă o dat da, bani. Da, dacă primar, asta e datoria primăriei să facă. Și domnul Chicu, la 23 ianuarie, când i-a chemat pe primar și o da, făcut. Chicu care? Premierul? Premierul, da, prim-ministru. I-a chemat pe primari, că 3 zile s-au repetat pe televizor, să vie să facă probleme și să rezolveze problemele. Satului. Nu numai drumul, apa și canalizarea. Problemele oamenilor și e rezolvate pe loc. Dar el nici deci nu s-a mai plâns, s-a mai plâns lumea. Da, păi este lumin sat, cred că nu sunt mai eu. Și el nici habar de grijă. El arată centrala și sârboaica, drumul la zăvodul lui de apă. Dar și are el fabrică de apă? Da, el nu are voie să aibă afaceri. Ha, el ieșe din vale, acu din râpă de la sârboaica. Acu e? Ia mie? Nu știu. Nu mi-ajunge să eu o dambă. Dintr-o 1700, cât eu pot să fac? Atâta ai pensie? Da.
Asta ne pensia mea. Și încă mai am și un băiat care e bolnav și nu lucrează. Și tot dus de grupă și nu i-a mai dat grupă și acolo trebuie să dau vă 2000 și... Dar până nu primarul de grupă. Da, până nu primarul. Este comisie la Chișinău. La... cum se mai cheamă și acolo. Comisie, nu de atestare sau ceva, da, da. Unde dăm SD-ul, da, da, grupa. Da. Nu i-a dat. Și dacă așa au rămas și... tot dintre așa trăim. Dar hai să faci scandal dacă, dacă ei, merită și nu-i de... să mă aduc? Acolo la comisie să protestăm. Cu băietul sau fără. Și nu i-a dat. Și nu i-a dat. Puteți trebuie să dai bani și apărmâi de grupă. Da. Dar păi e legal asta. Și da, mă, are doi, e ca o... pe a doilea ană. Pe a doilea ană, la 9 ianuarie a făcut operație, da, da, avea 2 ani la sfârșit. Iată așa. Dar când damba să ne iei. Când vă hotărâți protestând, vin și eu. Și cum a fost cândva. Bărbat nu a lucrat și a făcut și era cum scade. Cale de acces trebuie să asiguri. Cale de acces spre locuință, spre loc. Și iată așa, am rămas și trăiesc ca un bom. Eu, dacă m-am spălat cu două când de apă într-un taz, eu trebuie să mă uit, nu mă avea de un vârș. Dacă, iată așa. Au canalizații pe împrejur, iată ușa asta cu canalizația, că nu știu. E groapă de canalizare, nu cred. Fosă de asta. Nu, e centralizată. Cum centralizată? Se duce în țavă și se duce la stații de epurare? Nu aveți stații de epurare la Ciorescu. Nu știu, trebuie să facă, dar așa nu, nu, nu-i deloc stații. Se duce în râpă, înseamnă. Se duce în râpă, dar cum? Nu știu, se duce, dar se duce, au canalizații. Și așa e, așa ești, așa... Dar eu... Trebuie să-ți fac acces și matale. N-am. Tot primăria. Eu nici groapă de zoi n-am unde mi-o faci, iată așa. Nici groapă n-am unde mi-o faci. Ai luat aici lângă casă. A, ia că ați fost acolo, v-am arătat și groapă am eu. Am un pus de ploile astea, așa e, așa n-am scăpat ștruba, așa care noi ne spălăm mâinile și nasul. Mai mult n-am dreptul la mică. Ai dreptul, în legi scrie, trebuie să insiști. În ce de așa? Femeia se plânge că i-a făcut dig primăria lângă poartă, dar ia uitați-vă, primăria a lăsat să crească și ambrozii, care e plantă interzisă prin lege. Și tot polenul ăsta creează probleme respiratorii la foarte multă lume, alergii și tot așa. Legea spune că autoritățile, chiar și persoanele private, răspund pentru stârpirea ambrozii. Cu atât mai mult primăria. Deci iată primăria Ciorescu trebuie să intervină și să-i fac femeii acces la casă și să tundă bălăriile astea. Pentru că bălăriile astea fac probleme populației din, de aici, din sat Ectălui, polenul de ambrozii care face alergii. Și populației din sat, dar vântul aduce ambrozie și în Chișinău, în capitală, unde locuiește aproape 1 milion populație. Așa că, tovarășe Scripnic, lasă afacerile, că am auzit că ai afaceri, pune mâna și curăță ambrozia. Sau pune oamenii din primărie să facă asta, că pentru asta ești primar, nu-ți faci tu totul, dar spui oamenii la treabă. Nu știu cum se cheamă strada asta, dar... Hai să o recunoști, matare. Aici, pe malul Râchii. Așa e strada cu Gălnicianu și am mergem spre Tinerețe, da? Sau? Da. Tineretului. Și drumul ăsta e strașnic. Aici câte accidente trebuie să se întâmple ca să interveniți, să faceți și drumul ăsta. Numai la Râde și la afacerile proprie ți-ai făcut asfalt, dar aici iau ce hârtoate. Hai că se poate de făcut referendum de rechemare din funcții, din cât știu eu. Dacă se enervează oamenii, acum când împlinești un an de mandat, deja se poate iniția referendum de rechemare. S-ar putea să rămâi cu buzele înflate. Ia uite, ambrozie. Pentru asta amendă merită. Dacă scriu eu o plângere la polițistul de sector, s-ar putea să-ți aplice amendă. Pentru că n-ai avut grijă de ambrozie. Lanuri de ambrozie. În centrul satului. Uite ambrozie. Tovarăș primar. Bagă coasa. Fă curat.
cât nu te-am amendat.